Pentru mine, ca profesoară în științe sociologie, științe politice, feminizare, suprafeminizare, aș zice, poate ar trebui să găsim niște cum să facem să fie mai mulți studenți băieți la sociologie, la, da, reverse gender gap-ul, da? Cum de cu asemenea feminizarea domeniilor care produc viitoarele femei care să intre în administrația publică, nu, da? Totuși stăm așa de prost la reprezentarea în politică. Aminteați de indicele egalității de gen, unde stăm, nu grozav, pe ultimele poziții, dar ce ne trage în jos cel mai tare este acest capitol. Suntem la cu 32, nu știu cât, procente pe partea, zic ele, putere. Pe acești indicatori. Stăm mai bine la educație, stăm mai bine la echilibru viață, cum ne petrecem timpul. O reacție de ostilitate la cotele, da? La noi există aceasta. Până la urmă, față de Franța, noi nici nu putem, eu nu pot să mă adresez cu tot respectul, să-i spun, sunteți senatoare. Nu pot să visez să avem o președintă. Mihaela Miroiu, pe care ați menționat-o, scria când era decan, profesoară Mihaela Miroiu, și secretarele, până să ajungă unde trebuie scrisoarea, îi corectau că gramatical și limba română nu e corect să spui așa ceva. Ar fi trebuit să vă prezint profesoară? Cât putem noi încercăm să fie, da. Nu e în dicționarul limbii române. Puțin mai devreme voiam să intervin, iertați-mă, apropo de ce spuneați că femeile acum știu ce trebuie să facă atunci când este vorba de o agresiune. În urmă cu 30 de ani, îmi aduc aminte foarte bine, când se înființau primele centre de sprijin pentru femeile agresate, femeile nu numai că ele nu știau ce să facă, dar nici vecinii nu reacționau. Dar nici centrele aici nu știau exact, nu era pregătirea necesară. Se dădeau adresele la liber, când astea trebuie să fie confidențiale. Sigur, sunt niște. Astăzi vecinii reacționează. Astăzi oamenii de pe stradă reacționează, de exemplu, dacă e să vorbim doar despre agresiunea făcută asupra femeilor? Nu știu să vă spun cazul concret. Cred că este, eu cred că e un pic mai bine. Eu cred că suntem într-o dinamică înspre o atitudine mai modernă, mai firească, mai empatică față de victimele violențelor. Dar nu cred că nici polițiștii nu sunt formați încă foarte bine. Nu cred că încă nici vecinii de bloc au acest spirit comunitar. Adică l-aș pune la pachet ce să reacționeze într-un caz de violență, că nu știu, noi nu reacționăm să ne ștergem, să ne ducem gunoaiele din față, așteptăm să vină nu știu cine să ne rezolve lucrurile care țin de universul nostru micro. Adică mai sunt lucruri de făcut, dar încerc să fiu și eu pe optimism astăzi. Dar am progresat.